Darius, în sfârșit a venit ziua, deci plouă afară, dar nu avem ce face, trebuie să mergem la spital. Da. Haide să mergem. E un zombie la ușă. Oh, și nu orice zombie. Ok, mi-e frică să mă bat. O să-i dau drumul. Ia ce face, nu mai vine. Hai să profităm. Mamă, ce-i face? Cât îl aruncă în sus. Să profităm de slăbiciunea lui. Normal, hai să mergem. Ce faci? Nimic, nimic. Bun. Hai să închidem ușile. Apoi închid. Hai, las că le închid eu. Și hai să mergem acolo. Hai să mergem acolo. Să vedem ce este. Adică să venim să luăm ăla. Da. Îl iei tu. Sparge-l tu. Eu stau de 6. E un zombie pe acoperiș. Nu e panică. Gata, l-ai luat? Hai la spital. Hai să mergem. Ești în spatele meu, perfect. În caz de ceva, să fim pregătiți. Nu-i nimic că într-o zi ne facem și noi mașina și o să plecăm sau o să găsim. Secția de poliție aproape. La fel și spitalul. Ok, hai să mergem. Se pare că s-a oprit ploaia, dar ești pregătit să mergem în spital? Da. Eu sunt foarte bine, nu s-a rănit, dar a sărit sânge pe mine deoarece n-am armură și asta este penibil. Hai să intrăm în spital. Hai că sta bine. Hai. Ok, l-ai omorât, se pare. Hai să intrăm. Să închid ușile. Nu, lasă-le deschise. Pune ăla acolo. Dar ar veni noaptea. Doar pune ăla acolo. Gata. Oh, fuck. Ce e aici? Sunt niște zombie. Oh, te-am lovit? Da. Ok, nu am armură la mine, deci e cam periculos. Mănâncă dacă ai de mâncat, pentru că avem o luptă. Stai. Ești, l-am omorât prin ușă. Nu pot să mănânc. Oh! Gata, l-am omorât. În spatele tău! Oh. Mai da. N-am vrut. Ia vezi, asigură-te ceva. Mamă, câți zombi sunt aici? Nu deschid ușa. Acolo ce e? Aici ce este? E o cameră. Este camera? Da. Adică ar putea supraviețui cineva Aici cer. nu-i nimic. Nu e nimic? Da, dar cred că aici a fost sediul unui om. Hmm? Chest. Hei, am găsit 3 bucăți de carne, o pâine și un târnăcop? Lasă-le acolo. Stai aici la ușă. Da. O să deschid eu asta. Dacă e ceva, închizi ușa și rămâi acolo, ok? Da. Și tu? Eu o să văd ce pot să fac de a supraviețui. Păi, dacă mine o să mă omoare. Că o să mă minunat. Ok, așa. Ok, se pare că... Nu sunt... Ba da, sunt prea mulți! Au! Trebuie să fugim! Îmi pare rău, Luci! Mihai! Fuck!
Pe David l-am lăsat acolo. La naiba, trebuie să mă caut, uite. Sunt prea mulți zombi. Ar putea să-i sparg ușa. Dar am văzut care e mâncare. O să vin. O să mă duc să îmi fac telefonul și o să-l sun pe Luci. Sper să mă audă. Sper să mai fi în viață. Ar trebui să fie aici un telefon, deoarece nu suntem chiar în vestul sălbatic, o să vin și o să salvez și pe David și pe Lucy. Nu sunt sigurul în viață. Se pare că e un zombie. Se pare că este un zombie, dar trebuie să trecem pe acolo. Cât mai repede posibil. Sunt singurul supraviețuitor. Trebuie neapărat să găsesc ceva de sunat. Ocolim. Nu, nu. Se pare că zombii ajung și m-au văzut. Trebuie grebe, te uite un creeper ce ne-a spus Darius să facem. Să intrăm în casă și să închidem ușa. Ok, o să urc scările repede. Cât pot de repede. Gata. Oh, se pare că au ajuns la ușă la mine, nu. Cum aș putea, nu știu cum pot să, cum eu mor prin ușă. Ah, nu spune că m-a auzit. M-a auzit, m-a și văzut. Sunt singur. Nu cred că am pierdut singurul om care mă putea ajuta și pe mine și pe el. Ce mă fac? Darul se poate more, poate să spargă ușa zombie și să-mi omoare, dar nu pot să fac absolut nimic. Un creeper. Ce a spus că face asta dacă... A, vine lângă tine și bune, am uitat. Poate ceva ce să-l ajutăm pe Luci, nu? Luci, unde e? Trebuie să fac neapărat un telefon să-l sun. Darius e acolo. Luci o fi în oraș. Andrei, unde o fi? Trebuie să-i găsesc pe toți. Trebuie să-i găsesc pe toți. Dar mai întâi trebuie să-l salvez pe Darius. Și numai din vina lor! Fuck you, man! Mori! Se pare că am luat carpeta, ok? I-am dezamăgit pe toți. Și doar că nu știu cum. Nu știu cum am ajuns la spital. Deci cum am ajuns? Deci vreau să-mi aflu ce s-a întâmplat și în ce zi s-a întâmplat. Am văzut că eram în comă și m-am trezit, dar eram singur. Deci vreau să îmi găsesc toată familia, toți prietenii și să supraviețuim toți împreună. Sunt sigur că au mai rămas, dar va fi ok, totul va fi ok. Deci sper să pot să fac acel telefon care pot să-l sun pe Luci. Deocamdată o să stau aici până mâine să văd ce se va întâmpla.